Ați jucat trei finale până acum cu Agarista, nu ați câștigat niciuna. Care ar fi aturul echipei dumneavoastră în această seară ca să treceți peste acest hop serios care se numește Agarista? Eu cred că au fost trei meciuri diferite, cu trei componențe diferite și cu trei antrenori diferiți în finală. Astăzi pentru noi este un scop, poate cel mai mare scop care ne l-am putut pune anul acesta, să câștigăm cupa și cred că jucătoarele și staff tehnic sunt deja pregătite. Ce credeți că veți surprinde pe jucătoarele de la Nenii Noi? Eu cred că cu însăși stilul nostru de joc și unele poziții care ne-am pregătit foarte mult pentru aceste meciuri din finală. Sunteți și vecini în clasament, m-am uitat în cazul în care echipa dumneavoastră va pierde în această seară, ce șansă atunci aveți în campionat?
care este mai important? Eu cred că pentru un sportiv ambele trofee sunt importante, atât pentru cât și pentru noi sunt importante. Noi nu ne-am gândit în caz că o să pierdem. Deja dacă o să pierdem, atunci rămâne să ne gândim. Ați jucat trei finale până acum. Domnule Alexei, echipa dumneavoastră nu a pierdut, a jucat trei finale, nu a pierdut niciunea în fața lui FC Noroc. Acesta este un motiv în plus de încredere în această seară? Da, безусловно, это с одной стороны придает нам дополнительную уверенность в себе, но мы никогда не забываем, с кем мы играем, поэтому мы настраиваемся очень серьезно и у нас нет шапкозакидательских настроений, и мы настраиваемся на серьезную борьбу. În clasament, dumneavoastră conduceți, sunteți lider, însă pe poziția a doua, la doar un singur punct, este adversarea din această seară. Ce trofeu este mai important, cupa sau campionat? На данный момент руководством поставлена задача выиграть в первую очередь чемпионат, и во вторую кубок. Но на самом деле для нас эти два трофея абсолютно одинаковые по значимости, и мы не можем их разделить ни на главные, ни на второстепенные, оба главные.
pierde. Albastru, vă legiți sau mingea sau poarta? Что выбираем? Mingea? Mingea lor. Da. Bună seara, stimați iubitori ai fotbalului. Seara, prieteni și stimați iubitori ai fotbalului, ziua sportivului și a mișcării olimpice se încheie în țara noastră așa cum a început, cu fotbal feminin. După ce de la ora 10 la Centrul de Pregătire a Naționalelor de la Vadului Vodă au avut loc meciurile din sferturile de final ale Campionatului Republicii Moldova la fotbal feminin rezervat jucătoarelor sub vârsta de 14 ani, iată că în această zi frumoasă a sportului se încheie tot cu o partidă de fotbal a reprezentantelor sexului frumos, și anume finala Cupei Moldovei la fotbal feminin. Ultimul act care le va opune aici pe stadionul Zimbru pe două cluburi deja cu tradiții în fotbalul feminin de la noi, și anume Agarista Neni Noi și CSE Noroc Nimoreni. Iată în aceste clipe centralul Elena Gobjile a dat fluierul de start a acestui ultim act al competiției. Ea va fi ajutată în această partidă de către Natalia Ceban și Ana Cibotaru. Haideți, prieteni, să vă dau și echipele de start ale celor două formații. Să începem așa, deci, cu Agarista Neni Noi, care este acum în atac. În poartă, Alina Șaitan, numărul 5, Eugenia Răilean. Nu, Agarista în roșu. Numărul 6, Daniela Iurco. Numărul 7, Ludmila Caraman. Numărul 8, Bianca Druță. Numărul 9, Cristina Musteață. Numărul 10, Alina Chirică. Numărul 13, Micaela Gamarț. Numărul 14, Elisabeta Indicea. Numărul 20, Veronica Cojucar. Și numărul 27, Ludmila Andone. Antrenor Alexei Gladun. Antrenorul echipei CSE Noroc Nimoreni, Alina Stețenco, a aliniat următorul 11 în poartă. Cristina Costică, numărul 5, Alina Brânză. Numărul 6, Anisia Său. Numărul 4, Daria Meșina. Numărul 9, Lia Vlas. Numărul 10, Iuliana Colnic. Numărul 11, Mădălina Bădiceanu. Numărul 16, Roxana Moisiuc. Numărul 20, Daniela Mardari. Și numărul 44, Daniela Cuțuruba. Și numărul 93, Veronica Suslova. Început destul de promițător, prieteni, pentru echipa din Aneni Noi. Era și de așteptat, pentru că această formație s-a impus de fiecare dată când a întâlnit formația din echipa din Nimoreni, însă despre acest lucru vom vorbi un pic mai târziu. În cazul în care scorul va fi egal în timpul regulamentar de joc, vor fi adăugate două reprize de prelungiri.
și dacă nici aici nu se va decide soarta trofeului, vom avea parte de penaltiuri. În istoria Cupei Moldovei la fotbal feminin, doar în 4 finale, câștigătoarea trofeului s-a decis în urma loviturilor de departajare. Acum un hands comis de Iuliana Colnic. Început în forță a formației antrenate de Alexei Gladun, care este și lidera campionatului Moldovei la fotbal feminin, însă la doar un punct distanță, pe locul secund, se află chiar adversara din această seară, din ultimul act al finalei Cupei Moldovei, echipa Noroc Nimoreni. Prieteni, un lucru extrem de important de remarcat în debutul acestei întâlniri e că cele două formații se întâlnesc pentru a patra oară în finala Cupei la fotbal feminin. Cele două echipe s-au mai duelat în anii 2018, 2019 și 2022 și de fiecare dată s-a impus formația din anii noi. Așa deci, rămâne de văzut dacă astăzi se va repeta aceeași istorie ca și până acum sau, în sfârșit, echipa Noroc Nimoreni va avea mai mult noroc și va trece peste complexul Agarista și va sparge pentru prima dată gheața în fața formației din anii noi. Însă, iată acum, Elena Gobjilă lasă locul să continue, între în care o jucătoare de la Agarista cade acolo Alina Chirică, însă și înscrie 1-0 pentru Agarista deja în minutul 5 al întâlnirii. Iată, revedem faza cât de inspirată a fost arbitrul Elena Gobjilă să lase jocul să continue pentru formația din anii noi. Iată că până la urmă golul a fost înscris de către Anisia Său pentru Noroc Nimoreni. Una din jucătoarele promițătoare de la formația din Nimoreni. Iată că ceea ce vă spuneam eu, că are sorți de izbândă dacă până acum formația din anii noi s-a impus de fiecare dată. Acum însă lucrurile stau un pic diferite. Formația Agarista a venit pregătită ca la carte pentru acest ultim act. Este susținută în tribune și de un grup numeros de suporteri, prezenți cu tobe, fumigine, dar și steaguri ale echipei din anii noi.
Acum o luptă la mijlocul terenului, însă a văzut, se pare, Hens, acolo centralul Elena Gobjilă. Așa, deci, prieteni, vă spuneam că în cazul unui nou succes al formației din Anenii, Noia Garista își va trece în palmares al cincilea trofeu și le va egalea la număr de trofee câștigate în această competiție pe formațiile Codru și Narta Chișinău, în timp ce Noroc Nimoreni va rămâne în vitrina clubului cu 3 trofee. Să urmărim însă acum un prim atac al formației din Nimoreni. Protejează foarte bine acolo balonul capitanul formației Agarista. Și iată acum scapă pe contraatac echipa Agarista. Să o vedem acum în acțiune pe numărul 10, Alina Chirică, însă intervine acolo în jucătoare din linia defensivă a formației Noroc Nimoreni. Se anunța o fază destul de periculoasă la poarta Cristinei Costico. Trimite acum total neinspirată Elisaveta Indicea și va fi doar aruncarea de la marginea terenului prin Daniela Cuțurba. Actuala ediție a Cupei Moldovei la fotbal feminin a început în luna octombrie anului trecut, iar în sferturi aceste două combatante din ultimul act au avut practic un parcurs ca la Indigo. Agarista Anenii Noi a trecut de Legia Tiraspol cu scorul de 4-1 și cu 6-0 în manșa secundă, iar de partea cealaltă formația CS Noroc a învins pe CS Real Succes cu 4-1 și 6-2 în meciul de răspuns. În semifinale, Agarista s-a impus în dubla confruntare cu Nistru GTS cu 4-1 și 3-2, iar formația din Nimoreni a trecut de CSF Rainer cu 2-0 și 3-1. Iată, o avem în imagine și pe Alina Stețenco, antrenorul echipei CS Noroc Nimoreni, pe care am întrebat-o cum ar putea, înainte de meci, cum ar putea să-i surprindă pe cei de la Agarista. Alina Stețenco ne-a spus că pentru ea cele 3 finale pierdute în fața Agaristei este istorie, dar să urmărim însă această fază. Intră în careu o jucătoare a Agaristei și însă din păcate faza se stinge după ridicarea fanionului. A fost surprinsă în afară de joc autoarea primului gol, Micaela Gamarț. Și iată acum o încercare de lansare pentru Lia Vlas, capitanul echipei Noroc Nimoreni. Și după cum declara Alina Stețenco, că pentru ea cele 3 finale pierdute în fața Agaristei sunt istorie, acum va încerca un cu totul alt meci.
Rămâne însă de văzut, prieteni, cum formația din Nimoreni, condusă de Alina Stețenco, va reuși să treacă de acest hop serios care se numește Agarista Anenii Noi. Prima lor întâlnire dintre aceste două formații a avut loc în anul 2018. Atunci ultimul act s-a disputat la Hâncești, dar iată acum să urmărim acest atac. Gamarț este întâmpinată de trei adversari, greșește acum pasa. Mihaela Gamarț a fost în două rânduri foarte aproape să marcheze și ea în acest debut de meci. Însă iată acum scapă pe contraatac jucătoarele de la Nimoreni și o capitană o faultează pe cealaltă capitană, pe omologa sa. Și vede și primul cartonaș galben, este vorba de numărul 9, Cristina Musteață. Cristina Musteață, care a faultat-o pe Iulia Colnic. A fost evident un fault tactic comis de capitanul echipei Agarista Anenii Noi. În cazul în care trecea în viteză de aceasta, se anunța o fază destul de fierbinte la poarta Alinei Șaitan. Așa că Cristina Musteață a preferat acest foul tactic și s-a ales implicit cu un prim cartonaș galben. Să urmărim această fază, se pregătește Daniela Mardari. În dreapta ei are o coechiperă, să vedem ce va prefera. Își pregătește zidul și portarul Alina Șaitan, Mardari, centrare însă în zid, resping fetele de la Agarista și îndepărtează pericolul doar pe moment. În posesie rămân fetele de la Noroc Nimoreni. Iată acum pe Ludmila Caraman în posesie. Atenție la această jucătoare. Ludmila Caraman este singura jucătoare care a marcat în patru finale diferite în anii 2006. 2009 cu Narta Chișinău și în 2010 cu Roma Puhăceni și în 2018 evident cu actualul său club Agarista Anenii Noi. Iată acum pe Lia Vlas și încearcă acum o ce pasă a încercat în adâncime, o pasă care o căuta pe Iuliana Colnic. A fost o intenție extraordinară de a pasa singurului vârf în atac pe care îl are CS Nimoreni, prin această Iuliana Colnic. Ați văzut în imagine și grupul de fani veniți din Anenii Noi pentru a-și încuraja echipa favorită. Însă este acum nevoie să se apere la acest corner, centrare în care eu însă defectuos. A trimis în plasa porții laterare o jucătoare de la Noroc Nimoreni. Deocamdată lucrurile se complică pentru elevele lui Alina Stețenco, pentru că formația sa este învinsă cu 1-0 după golul marcat de Daniela Iurcu, evident în urma unei grave greșeli a defensivei formației Noroc Nimoreni. Așa deci, un lucru de remarcat în întâlnire, cele două formații nu prea s-au înscris prea multe goluri. Chiar și în actuala ediție de campionat Agarista s-a impus la limită cu 1-0, iar cealaltă întâlnire s-a încheiat cu o remiză albă, scor 0-0. Sperăm însă că măcar în această seară
într-o atmosferă superbă aici pe arena din strada Butucului. Să vedem goluri spectaculoase în finala Cupei Moldovei la fotbal feminin și iată un fault acum comis de către Veronica Suslova asupra Alinei Chirica, o fază care se anunță extrem de periculoasă la poarta apărată de Cristina Costico. Se pregătește să execute această lovitură liberă Ludmila Andone. Iată cât de frenetici sunt fanii agaristei care au venit tocmai din Anenii Noi. Atenție la această fază, se pregătește Ludmila Andone. Șut Andone, însă imprecis. Mingea a trecut mult pe lângă poarta apărată de Cristina Costico, care era pe fază la acest șut. Se aștepta ca atacanta agaristei Anenii Noi să tragă anume în acel colț. Vă spuneam că prima lor întâlnire a avut loc în 2018 la Câncești. Atunci agarista s-a impus cu 2-1, iar un an mai târziu pe stadionul Zimbru din capitală, echipa din Anenii Noi a câștigat cu 3-1 și anul trecut a învins cu un scor și mai categoric de 3-0. Dacă nu greșesc, finala s-a disputat pe cochetul stadion din orășelul Nisporeni. Agarista a avut un parcurs fulminant în perioada anilor 2017-2022. A câștigat de 3 ori consecutiv în 2018 Cupa, 2019 și 2020 și al patrulea trofeu și l-a adjudecat, cum vă spuneam, anul trecut. În timp ce formația din Nimoreni, ultima dată când a cucerit trofeul, se întâmpla în 2016. A avut un parcurs fulminant la începutul fondării, în 2012, atunci când a câștigat cupa, apoi 2 ani mai târziu și a trecut cel de-al doilea trofeu și evident cum în 2016 a fost ultima dată când a ridicat trofeul deasupra capului. Degajează acum un balon Costico Cristina, se greșește și pornesc pe contraatac fetele de la agarista, iată-o intrând în careu pe una dintre jucătoare, centrează acolo Alina Chirica, însă se opune o jucătoare de la Nimoreni și va fi aruncare de la marginea terenului. Se îndreaptă Cristina Musteață. Să execute acest corner. Elan mare își face Cristina Musteață, centrare în careu și este un fault și centralul Elena Gobjilă arată cel de-al doilea cartonaș galben formației Noroc. Iată o vedem pe Ludmila Caraman la pământ, se ridică, însă cea care a primit cartonașul galben este Roxana Moisiuc. Ocazie periculoasă, revedem faza în care a fost faultat jucătoarea agaristei.
Pregătesc un zid format din 4 jucătoare, cei formația Noroc Nimureni. Și Micaela Gamarți, după mine, poate una dintre cele mai active de până acum pe teren din formația Agarista Nenii Noi. Cred că va încerca cu siguranță un șut direct pe spațiul porții Gamarți. Șutează Gamarți și gol! 2-0! Înscrie Micaela Gamarți. Revedem, prieteni, acest gol superb înscris de Micaela Gamarți. Elan bun a jucătoarei din Agarista, dar cred că o parte din vină la acest gol 2 îi aparține și portăriței de la Noroc Nimoren, Cristina Costico. Putea să se plaseze mai bine la această fază, însă balonul a trecut pe sub ea, exact în unghiul mort, cum zic jucătorii. Și Agarista a Nenii Noi se îndreaptă cu pașii înceți, dar sigur pentru către cel de-al cincilea trofeu din istoria clubului. Să urmărim și acum această acțiune, intră în caleu o jucătoare de la Agarista, se opune acolo Veronica Suslova. A câta oară are de furcă Veronica Suslova în fața Alinei Chirica? Este total depășită formația Noroc Nimoreni pe extrema dreaptă, acolo unde se simte deocamdată de minune Alina Chirica. Nu găsește soluții Alina Stețenco pe această parte a terenului. Va urma o nouă lovitură de colț pentru formația Agarista, care cred că conduce la acest capitol cu 3-1, dacă nu greșesc. Centrare în care o lovitură de cap acolo a fost chiar a Micaelei Gamarți, autoarea celui de-al doilea gol. Și iată acum o greșeală a formației Agarista, scapă acolo Iuliana în care eu. Șutează Ileana Colic, însă în plasa laterală a porții. Trebuie să fie foarte atente jucătoarele lui Agarista, chiar dacă au și stau la postul avantajului de 2-0 pe tabela de marcaj. În continuare, jucătoarele lui CS Noroc Nimoreni rămân foarte periculoase, în special prin aceasta Iuliana Colic, care a avut deja 2 incursiuni individuale la poarta apărată de Alina Șaitan. De remarcat, prieteni, că Agarista a reușit eventul chiar în sezonul de debut în campionatul Republicii Moldova. Se întâmpla la ediția din anul 2017-2018, avându-l atunci la cârmă în calitate de antrenor pe Iurie Purice, cu care a reușit să câștige atât campionatul cât și Cupa Moldovei. Tot în acea vară, echipa a făcut și debutul în Liga Campionilor la fotbal feminin, în grupa preliminară. Agarista, din păcate, a înregistrat înfrângeri în toate cele 3 meciuri disputate. Cu toate acestea, este demn de menționat că Nadejda Colisnicencu a marcat primul gol din istoria clubului pe arena internațională. Apoi, după o pauză de 2 ani în ediția 2020-2021 a campionatului, Agarista a reușit să urce pe cea mai înaltă treaptă a podiumului, fiind neînvinsă în toate cele 14 partide disputate. În același an, elevele antrenate de Alexei Gladun au obținut din nou calificarea
în cea mai importantă competiție intercluburi din lume la femei. Acum o pasă care o căuta pe Colnic, Colnic la balon, intervine foarte bine acolo capitanul Agaristei, care îndepărtează pe moment pericolul. Colnic, Colnic intră în careu, șutează Colnic în brațele Alinei Șaitan. De departe, cea mai periculoasă jucătoare de la Noroc Nimoreni este până acum Iuliana Colnic. Toate ocaziile cele mai periculoase i-au aparținut acestei jucătoare. Noroc Nimoreni este în posesie prin Anisia Său. Său rămâne la balon. Însă balonul a fost prea mult prelungit de Anisia Său, pe care o aveți în imagine. S-a citit oarecum dezamăgire pe fața Anisiei Său, deocamdată fără soluții pentru apărarea betonată, aș putea spune, a garistei Nini Noi. Formația de la Nini Noi, care a dat mereu jucătoare destul de talentate și pentru naționalele Republicii Moldovei la diferite categorii de vârste, atât la under 17, under 19, dar au și jucătoare la naționala mare de senioare, cum ar fi Evgenia Dumic. Apropo, aceasta a venit chiar astăzi și a susținut echipa Legia Tiraspol în sferturile de finală a campionatului Republicii Moldova la fotbal rezervat fetelor sub 14 ani. Dar mai este și Bianca Druță, Veronica Cojucar și Olesia Terentiev. Să urmărim însă această acțiune a fetelor de la Noroc Nimoreni. Din nou Iulia Colnic în careu, a încercat centrare, însă s-a opus acolo una din jucătoarele agaristei Anini Noi. Iată acum o incursiune individuală, o vedem pe Alina Chirică. Alina Chirică, care ne-am obișnuit mai mult pe extrema dreaptă. O vedem acum tocmai pe partea stângă. S-a opus acolo Anisia Său și va fi aruncare de la margine prin Daniela Iurcu, autoarea primului gol al formației agarista Nini Noi. Iurcu trimite în spate către o coechipieră, frumoasă trecere încercată acolo Ludmila Caraman, care vă spuneam este singura jucătoare care a marcat în patru finale diferite. De ce nu? Ar fi un succes enorm pentru această jucătoare să o facă și în această seară contra rivalei din campionat Noroc Nimoreni. Iată acum pe Ludmila Andone. Andone își pregătește șutul, nu combină cu Caraman. Caraman, centrare în careu, însă reține în doi timpi acolo Cristina Costico. Vlas în spate, încearcă aceeași combinație, o pasă care o viza pe aceeași Iuliana Colnic, rămasă singură în fața porții adverse. Cojucari, trece bine Cojucari, intenția a fost foarte bine, foarte bună, însă au fost pe post jucătoarele din defensiva lui Noroc Nimoreni. Se înțeleg foarte bine acum Cojucari cu Andone, însă să urmărim această acțiune pe partea stângă. Său intervine foarte bine și pasa era adresată Danielei Mardari. Nu a mai ajuns la cea minge Daniela Mardari și din nou o pasă către
Alina Chirică, Chirică intră în careu, Chirică șutează. I-a făcut semn Chirică lui Andone să vină mai aproape. Iată acum se anunță din nou o fază periculoasă. Centralul lasă jocul să continue. Chirică în careu șutează acolo. Andone din nou, urmează încă un șut a Mihaelei Gamarț. Și care este acum faultată. Și iată, prieteni, un prim cartonaș roșu, vede jucătoarea lui Cesi Nimoreni pentru un fault asupra Ludminei Caraman. Lucrurile se complică și mai mult pentru formația antrenată de Elina Stețenco, după ce Roxana Moisiuc vede al doilea cartonaș galben și implicit pe cel roșu. Trebuia să fie oricum mai atentă Roxana, știind că a fost deja penalizată cu un cartonaș galben, da? Un fault dur, imprudent, asupra Ludmilei Caraman. Lovitură grea pentru formația din Nimoreni și asta doar cu 10 minute până la finalul primei reprize, când este condusă pe tabela de marcaj cu scorul de 2-0. Se pregătește Mihaela Gamarț, autoarea celui de-al doilea gol, să execute această lovitură de pedeapsă, să vedem dacă îi va reuși ca și golul precedent. Șutează Gamarț și respinge de data aceasta Cristina Costico. Și de data aceasta intenția a fost una foarte bună din partea Mihaelei Gamarț. Are un șut foarte bine plasat. De data aceasta nu a fost poate atât de puternic, însă cu efect. În schimb, Cristina Costico a fost pe post. Să urmărim această lovitură de colț, centrare în careu, respinge acolo Daniela Mardari. Rămân însă în posesie jucătoarele de la Agarista. A greșește acum. Și iată, Elizaveta Indicea vede și ea un cartonaș galben. Un fault dur asupra Liei Vlas, capitanul echipei Noroc Nimoreni. Revedem încă o dată faultul. Iată aici a greșit jucătoarea din defensiva Agaristei și noi am revăzut faultul ca în fotbalul american asupra Liei Vlas, care primește careva indicații acum de la antrenorul Alina Stețenco. Centrare în careu, resping fetele de la Agarista. Cojuhar, greșește Cojuhar și a încercat un dribling acum Lia Vlas, însă nereușit. Veronica Cojuhar greșește la rândul ei. Și iată acum solitara Iuliana Colnic este îngreunată și mai mult sarcina în această întâlnire, după ce echipa sa a rămas în inferioritate numerică. După ce Roxana Moisiuc a văzut cartonașul roșu.
chiar dacă se va vedea învins și de data aceasta în finala Cupei Moldovei în fața garistei, oricum formația din Nimoreni rămâne cu câteva titluri importante în palmares. Iată acum pe Alina Chirică într-un duel cu una din jucătoarele Noroc Nimoreni. Musteață până la Bianca Druță. Din nou Druță în spate pentru Eugenia Răilean. Apropo, Eugenia Răilean este unul din pilonii principali din defensiva formației agarista Nieninoi. Aceasta a primit titlul din partea Federației de Profil pentru al doilea an consecutiv ca cea mai bună apărătoare din campionatul intern. Rămân în posesie fetele de la Agarista, greșește acum pasa Bianca Druță, o pasă care era adresată Veronicăi Cojuhari. Așa, deci Noroc va rămâne în cazul unei înfrângeri în această seară cu cele trei cupe în palmares câștigate în anii 2012, 2014 și 2016. Și iată acum o fază periculoasă, un luft acum al jucătoarei agarista Nieninoi și a urmat un șut al Ludmilei Caraman. Alina Stețenco, vădit nemulțumită de prestația elevilor sale, n-are nici motiv de bucurie, mai mult că echipa sa evoluează în inferioritate numerică. Greșesc acum fetele de la Agarista și capitanul echipei pornește pe un contraatac, însă este întâmpinată destul de dur de Elisaveta Indicea, care are și ea un cartonaș galben în urma unui fault chiar asupra Liei Vlas. Ar trebui să fie și ea mai atentă. Pentru că lucrurile s-ar putea complica și pentru formația agarista în cazul în care aceasta ar vedea și ea cartonașul roșu. Oricum, situația este evident mult mai bună când pe tabela de marcaj scorul este de 2-0. Să urmărim acest atac. Micaela Gamarț nu are cu cine combina, este întâmpinată de două adversare. Anisia Său a intervenit foarte bine acolo și va repune de la marginea terenului Micaela Gamarț. Lasă pentru o coechipere care trimite în spate. Nu ajunge la această minge Bianca Druță. Și acum Eugenia Răilean a avansat foarte mult pe partea stângă, centrare în care eu resping jucătoarele lui Noroc Nimoreni. Șut acum a Ludmilei Caraman, însă prea slab pentru a o surprinde pe Cristina Costico. 5 șuturi pe cadrul porții și doar unul singur din partea formației Noroc Nimoreni.
Andone. Pentru Gamarț, din nou Andone. Preferă o pasă spre Bianca Druță. A încercat acum o centrare Daniela Iurcu. Nu se prea grăbesc elevele lui Alexei Gladun. N-au și motiv să o facă. Rămâne doar să conserve acest avantaj pe care l-au pe tabela de marcaj de 2 goluri diferență. Iată acum o lansare pentru Alina Chirică. Andone acum foarte bine intervine. Andone schimbă la mijlocul terenului, însă greșește pentru a doua oară consecutiv Bianca Druță. Ar trebui să fie mai atentă. Bianca Druță deja greșește prea mult la mijlocul terenului. Iată acum o pasă foarte bună pentru Alina Chirică, însă nu a protejat prea bine acolo un balon. Să urmărim din nou pe capitanul Cristina Musteață. Și iată pe Bianca Druță acum pentru Chirică. Chirică în careu, centrare prea slabă pentru Alina Chirică. Însă obține în cele din urmă o lovitură de la colțul terenului. Iată un singur minut adițional acord tușierul de la marginea terenului. Să urmărim însă această lovitură de colț, centrarea Andone în careu, însă resping acolo jucătoarele doar pentru moment de la CS Nimoreni. Iată acum pe Elisaveta Indicea, centrare în careu și 3 jucătoare se află la pământ. Se solicită intervenția staffului medical. Se pare că s-a accidentat destul de grav și Cristina Costico. Iată, revedem aici o intrare a Liei Vlas. A trecut foarte bine și iată centrarea . Să sperăm că nu este nimic grav nici pentru portarul, cât și pentru coechipiera sa de la Noroc Nimoreni. Și iată în aceste clipe centralul Elena Găbjilă fluieră finalul primei reprize dintre Agarista și Noroc Nimoreni din ultimul act al finalei Cupei Moldovei. 2-0 conduce formația din Nimoreni, noi ne reauzim după o pauză de 15 minute. We'll be right back.
Revenim, prieteni, aici pe stadionul Zimbru din capitală, unde în câteva clipe va începe repriza a doua din finala Cupei Moldovei la fotbal feminin, care un ultim act care se dispută dintre Agarista Nenii Noi și Noroc Nimoreni. Formația din Nenii Noi conduce cu scorul de 2-0 prin golurile marcate de Iurcu Daniela și Micaela Gamarț, pe care o aveți acum în prim plan. Iată că Alina Stețenco, echipa care evoluează din minutul 20, aproape 34 în inferioritate numerică, după ce Roxana Moisiuc a văzut cartonașul roșu, iată că efectuează tocmai două schimbări. Se pregătesc să intre numărul 8 Alexandra Drumea și numărul 18 Beatrice Cabac. Iată, l-avem în imagine și pe antrenorul formației Agarista, Alexei Gladun. Iese din teren numărul 4, Daria Meșina. În locul ei va juca, după cum am spus, Beatrice Cabac și Daniela Cuțuruba. În locul ei, Alina Stețenco a trimis-o pe Alexandra Drumea. Modificări tactice și logice, ținând cont că formația din Nimoreni joacă cu un om în minus pe teren, dar lucrurile sunt și mai complicate pe tabela de marcaj, când echipa Alinei Stețenco este condusă cu scorul de 0-2. Aruncă de la margine fetele din Nimoreni. Încearcă acum să construiască un atac, însă foarte bine. Iată acum pe Micaela Gamarț. A încercat acolo o pasă către Veronica Cojuhari. Resping fetele de la Noroc Nimoreni. Nu a ajuns la această pasă Lia Vlas. Și cred că va miza în continuare Alina Stețenco pe un singur vârf de lance în actul secund care a mai rămas din această finală, și anume pe Iuliana Colnic. Nu știu însă câtă putere îi va mai ajunge acestei jucătoare care a alergat destul de mult în prima repriză, a avut cei drept și câteva ocazii bune de a marca, însă de fiecare dată a fost pe post portarul Agariste Nenii Noi, Alina Șaitan. Să urmărim acum această acțiune ofensivă a Agaristei. Gamarț a trecut foarte bine de Alina Brânză și acum urmează un șut a Biancăi Druță. Din nou Gamarț se descurcă foarte bine acum în defensivă jucătoarele lui Noroc Nimoreni. Iată acum o pasă foarte bună până la Daniela Martari, care este întâmpinată acolo de Elisaveta Indicea. Cu prețul unui fault. Elisaveta Indicea are și ea un cartonaș galben și la fel ar trebui să fie destul de prudent când își întâmpină adversarele. Andone
Înaintează Antoni, pasează acum la centru pentru Caraman. Caraman mai departe către Iurcu. Iurcu acum o strecoară mingea printre picioare lui Alina Brânza. Balonul ajunge la Gamarț. Mai departe către Caraman. Caraman cercat o pasă foarte bună. Iată acum Bianca Druță. Și acum o luptă acerbă se dă în preajma careului formației Noroc Nimoreni. Degajează până la urmă Daniela Mardar și acolo o luptă pentru un balon Iuliana Colnic, singură în fața Elisabete Indicea. Până la urmă cele două au dat dovadă de mult fair play la această fază, chiar dacă a fost o luptă mai degrabă umăr la umăr. Eu cred că acum Alina Stețenco nu-i rămâne decât să se gândească la lupta pentru titlu în campionat, acolo unde Noroc este la doar o lungime distanță de liderul Agarista, care are 37 de puncte și ar putea chiar să-și ia revanșa în fața formației din Anenii Noi, chiar în etapa următoare programată pe 28 mai, prieteni. Și în acest caz, în cazul unei victorii, lupta se va încinge la titlu în campionatul Moldovei la fotbal feminin. Combină jucătoarele de la Agarista în propria jumătate de teren. Încearcă să construiască acum un atac. Gamarț este întâmpinat de capitanul Lia Vlas. Iurcu pentru Caraman. Caraman, o pasă care o căuta pe Mihaela Gamarț, resping însă jucătoarele de la Noroc Nimoreni și va fi aruncare de la margine. Se îndreaptă către minge Elisabeta Indicea. Suporterii veniți de la Anenii Noi continuă să-și susțină favoritele. Cred că este doar o chestiune de timp până când aceștia se vor bucura alături de echipa Agarista pentru cel de-al cincilea trofeu obținut în finala Cupei Moldovei la fotbal. În schimb, dacă Noroc Nimoreni ar câștiga campionatul și ar trece al patrulea titlu în palmares, după cele obținute în 2012, 2015 și 2017, anume, anul 2012 a fost, cred că, anul cel mai de glorie pentru echipa din Nimoreni. Atunci, în acel an a câștigat chiar și trofeul Cupei Moldovei, când au obținut o victorie zdrobitoare în fața Școlii Sportive din Bălți cu un categoric 10-1. Și tot în vara acelui an, Noroc Nimoreni și-a făcut debutul în competițiile europene, însă în faza preliminară a Ligii Campionilor, echipa din Nimoreni a suferit înfrângeri în toate cele trei meciuri disputate. Să urmărim însă acest atac a formației Agarista. Iată, este faultată dur. Veronica Cojuhari.
O avertizează deocamdată verbal pe Veronica Suslova, centralul Elena Găbjilă. Are nevoie de intervenția medicului jucătoarea lui Agarista Neni Noi. Să sperăm că va putea continua această partidă. Interesant la ce soluții se gândește acum Alina Stețenco pentru minutele care au mai rămas din această finală în fața garistei Neni Noi, care execută acum o lovitură de pedeapsă care se anunță una extrem de periculoasă. Iată, va reintra în teren și Veronica Cojuhari. Centrare în careu și a încercat acolo un șut prea incomod. I-a venit Alinei Chirica. Probabil nu s-a așteptat nici ea ca balonul să ajungă până la ea. Revedem însă această fază, o centrare cu boltă și i-a venit într-adevăr prea incomod această minge. Eugenia Raelean combină cu Daniela Iurcu. Gamarț pierde un balon în fața Anisei său. Însă rămân la balon fetele de la Garista. Andone pasează pentru Druță. Druță încearcă acolo un dribling în fața unei jucătoare a lui Noroc Nimoreni. Și Anisia Său acum o încercare de lansare pentru singurul vârf în atacul formației Noroc Nimoreni, Iuliana Colnic. Iată o pasă bună care o găsește pe Gamarț în partea stângă a terenului. Gamarț a încercat să intre în careu, însă a fost întâmpinat acolo de Alina Brânză. A pus aici piciorul la bătaie Veronica Suslova. Își imploră de la margine jucătoarele Alina Stețenco, însă deocamdată fără rezultat pentru elevele sale. Probabil acea eliminare a... Și iată acum un șut a Micaelei Gamarț, direct în brațele Cristinei Costinco. Nu știu ce ar putea să se întâmple ca formația din Nimoreni să înscrie măcar golul de onoare. Și iată acum ocazie mare și este gol înscris de Ludmila Andone, lăsată total demarcată în careul advers. De parcă ar fi îndemnat-o jucătoarele de la Noroc Nimoreni să înscrie. Iată cât de liberă a fost găsită în careul advers Ludmila Andone. Și
Îmi dați dreptate sau nu, prieten, dar cred că soarta acestei întâlniri este pecetluită. Agarista Neni Noi se îndreaptă cu pași rapizi către cel de-al cincilea trofeu din Cupa Moldovei la fotbal feminin. Iată, o avem în prim plan pe autoarea celui de-al treilea gol, Ludmila Andone, și vădit mulțumit, evident, și antrenorul lor, Alexei Gladun. Ar fi un succes nemaipomenit pentru formația din Aneni Noi dacă va reuși și eventul în acest sezon. Dacă vor câștiga cupa în această seară, cu siguranță vor fi și mai motivate elevele lui Alexei Gladun să câștige și campionatul. Acolo însă, după cum vă spuneam, principala urmăritoare este chiar adversara din această seară, Noroc Nimoreni, care este doar la un singur punct distanță. Acuză dureri în burtă una din jucătoarele agaristei. Și iată, vor arunca de la margine acum prin Eugenia Raelean. Din nou Raelean la balon pentru Gamarți. Gamarți desface jocul până la Caraman. Caraman mai departe la Andone. Andone a încercat acolo o pasă foarte subtilă. Se infiltrează în careu. Șut! Un șut foarte bine plasat, părea inițial, la linie Chirica. A avut o poziție destul de favorabilă. Trei la 0, prieteni, cu 30 de minute înainte de fluierul final din ultimul act al Cupei Moldovei la fotbal feminin între Agarista și Noroc Nimoreni. Vă reamintesc că recitalul de goluri pentru formația din Aneni Noi a fost dat de Daniela Iurcu în minutul 5, apoi în minutul 24 a marcat și Mihaela Gamarț, iar Ludmila Andone a dus scorul la 3 la 0. Să urmărim acest atac a celor de la Agarista. Acum un luft al lui Bianca Idruță. Nu i-a venit deloc bine mingea jucătoarei cu numărul 8. Atent aici, cel mai bun fundaș al sezonului, care este Eugenia Raelean. Are grijă în continuare de singurul vârf al lui Noroc Nimoreni, Iuliana Colnic, care iată că și mai are și crampe musculare cu doar 30 de minute înainte de meci. Șchiopătează atacantul echipei Noroc Nimoreni. A alergat foarte mult, după cum v-am spus și probabil ați remarcat și dumneavoastră în prima repriză. Da, și cred că nu va mai putea continua Iuliana acest meci. Iată, vine și Anisia său să-i acorde un prim ajutor până când se apropie cineva din staful medical. Să vedem ce soluții va avea în acest caz Alina Stețenco, în cazul în care Iuliana Colnic
cred că nu va mai putea continua această întâlnire. Se reia jocul prieteni cu Agarista în atac. Indicea. O minge care o caută pe Gamarț. Aleargă Gamarț, însă reține sigură pe ea Cristina Costico. A trimis la încălzire trei jucătoare. Alina Stețenco. Acum formația din Nimoreni joacă în 9 oameni pe teren. Pe lângă eliminata Roxana Moisiuc, a ieșit de pe teren și singurul vârf în atac, Iuliana Colnic. Așa că Alina Stețenco pregătește cât mai rapid o schimbare. Gamarț. Gamarț pe partea stângă, este întâmpinat acolo de Elia Vlas, mai departe pentru Andone, Andone, o pasă foarte bună către Druță, Druță își face șutul, șute Druță și se opune bara transversală la șutul Biancăi Druță. Ce șut frumos a prins Bianca Druță, însă chiar dacă înscria, golul era considerat nevalid. Greșește acum Cristina Costico. Iată aici Gamarț a fost surprinsă în poziție în afară de joc. Însă șutul a fost unul extrem de bun a Biancăi Druță. Avea să fie un gol de generic în finala Cupei Moldovei, înscrisă de Bianca Druță. Indicea mai potolește jocul și trimite până la capitanul echipei. Brânză pasează către Cojuhari, Cojuhari... cade la pământ, însă Anisia Său, cât de bine se descurcă Anisia Său. A încercat o pasă printre două adversare către Lia Vlas, singura care mai poate face faza ofensivă împreună cu Daniela Mardari, acum pe post de atacant. Druță. Druță avansează din nou. Din nou în posiție Bianca Druță, greșește, însă se opune acolo Veronica Suslova, care combină cu o echiperă din defensivă. Se apără cu toate jucătoarele acum echipa Noroc Nimoreni. Și iată nou intrata Beatrice Cabac. Comite un fault destul de dur asupra Biancăi Druței. Și iată, în sfârșit, Alina Stețenco o trimite în locul lui Iuliana Colnic pe Tatiana Balaban. Execută această lovitură de pedeapsă capitanul Agarist. Iată acum Andone încearcă un șut cu latul, însă prea slab și mult imprecis.
Și iată încă o schimbare în tabăra formației Noroc Nimoreni. Iese din teren Lia Vlas și va intra jucătoarea cu numărul 15, Camelia Gaideu. Nu a făcut un joc rău Lia Vlas, a alergat mult în acest meci. Cred că după Iuliana Colnic aș putea spune că a fost una din cele mai muncitoare jucătoare de pe teren la echipa Noroc Nimoreni. Chirica a încercat o incursiune pe cont propriu acum Alina Chirica. Cred că se hazardează și jucătoarele lui Agarista Neni Noi, profitând de inferioritatea numerică a adversarei. Iată acum pe aceeași Chirica ajunge la balon, însă până la urmă obține un corner. Se îndreaptă Cristina Musteață, capitanul echipei, să execute această lovitură de colț. Iată și raportul cornerilor, este de 5 la 1 pentru formația din Aneni Noi. Se pregătește Musteață, centrare în careu și va ajunge, da, la această minge Eugenia Răilean, greșește, însă vor arunca de la margine totuși jucătoarele din Aneni Noi prin aceeași Eugenia Răilean, care nu are cu cine combina, până la urmă încearcă să-i trimită un balon lui Druță. Iurco până la Gamarț. Andone până la Indicea, din nou Andone. Pasează numărului 9, Cristinei Musteață. Indicea, ce frumos a trecut acolo Andone de Beatrice Cabac. Să vedem acum pe Anisia Său, însă, care nu reușește pasa până la Daniela Mardari, care de-abia acum obține o aruncare de la marginea terenului. Iată și Alexei Gladun pregătește mai multe modificări. În locul Ludmilei Andone, autorul celui de-al treilea gol, va intra Alexandrina Maidanskaya. Și în locul numărului 13, Mihaela Gamarț, de asemenea, care și-a trecut numele pe lista marcatorilor, va evolua numărul jucătoarea cu numărul 17, Olesia Terentiev. Acum surprinsă în poziție, în afară de joc, proaspăt a intrat Olesia Terentiev. Este faultată acum, proaspăt a intrat în teren Alexandrina Maidanskaya.
Se anunță pericol la poarta formației Noroc Nimoreni. Să vedem acest șut al lui Ludmilei Caraman, direct în brațele portarului Cristina Costico. Greșește Costico în primă instanță, însă Anisia Său încearcă acum o lansare către Daniela Mardari. Lupta acolo Anisia Său cu Bianca Druță pentru un balon la mijlocul terenului, faultează însă jucătoarea lui Noroc Nimoreni. Indice. Schimbă balonul până la Caraman. Caraman, o pasă foarte bună pentru Alina Chirică, care duce scorul la 4-0. Ce gol reușește Alina Chirică, direct în vincul porții apărate de Cristina Costico. Goluri superbe, prieteni, în finala Cupei Moldovei la fotbal feminin dintre Agarista și Noroc Nimoreni. Și iată că pronosticul meu se adeverește că este doar o chestiune de timp până când formația din anii noi va ridica deasupra capului cel de-al cincilea trofeu din Cupa Moldovei la fotbal feminin. Mai sunt aproximativ 15 minute din această întâlnire. Timp suficient ca fanii Agaristei să mai vadă goluri în poarta formației Noroc Nimoreni, care evoluează în 10 oameni. Și fluire până la urmă, un fault Elena Gobjila asupra Cristinei Musteață. Da, vede până la urmă Beatriz Cabac și ia un cartonaș galben. Se pregătește Ludmila Caraman. Ce bine ar fi ca în această finală Ludmila Caraman să înscrie și ea. Ar fi jucătoarea care reușește să înscrie în 5 finale diferite. Fanii Agaristei sunt în delir. Așteaptă cu nerăbdare probabil fluierul final pentru a sărbători de, alături de Agarista Nini Noi, cel de-al cincilea trofeu în finala Cupei Moldovei la fotbal. Musteață în spate către propriul portar. Din nou Musteață până la Eugen Răilean. Temperează jocul Daniela Iurcu. Sunt foarte atente jucătoarele de la Agarista, care cred eu mai mult trag de timp decât vor să construiască un nou atac. Își dau bine seama că formația Noroc Nimoreni nu prea are soluții în fața lor. Să urmărim însă acest atac al Alinei Chirică, autoarea ultimului gol, un gol superb,
în acest ultim act a finalei Cupei Moldovei la fotbal. Aruncă de la margine jucătoarele lui Agarista. Și trimite în afara terenului Beatrice Cabac. Lung în careul de pedeapsă pentru Ludmila Caraman. Această minge era adresată. Și i-a suflat mingea Daniela Mardar, capitanului Agaristei, însă și-a prelungit prea mult balonul. Ce greșeală acum a fetelor de la Noroc, Nimoreni. Pasă în spate pentru Iurco. Iurco mai departe pentru Bianca Druță. Druță se întoarce foarte bine în fața Tatianei Balaban. Rămân în posesie fetele de la Agarista. Șut acum a încercat Camelia Gaidău. Caraman în partea dreaptă, iată-o acum în careu. Nu a știut să controleze această minge Camelia Gaidău. Caraman recuperează foarte bine. Caraman însă greșește pasa pentru Olesia Terentiev. Degajează Cristina Costico un balon înalt, însă care ajunge până la fetele de la Agarista. Ocazie periculoasă, fentă în careu și un șut acum a linei Chirică. Nu știu a câta încercare o are deja Alina Chirică de pe extrema dreaptă. Reușește să dribleze o adversară, însă finalizarea lasă de dorit. Iată acum pe Ludmila Caraman, care și încearcă și ea șutul mai degrabă din disperare. Își dorește foarte mult probabil să înscrie și ea în această întâlnire. O pasă totală la întâmplare acum a jucătoarelor lui Noroc Nimoreni, pentru că în față este doar Daniela Mardari. Un șut acum de la distanță reținut în doi timp de Cristina Costico. Și a încercat șutul și Alina Brânză a fost cea care a șutat. Iată, vom asista la o nouă schimbare în tabăra formației Agarista. Neini Noi iese de pe teren. Indice Elizaveta și va intra în locul ei Adela Ceban. Să urmărim însă acest atac al formației din Aneni Noi, Druță. Până la nou intrata Adela Ceban. Adela Ceban până la Alexandra Osaci, trimite în spate până la
Răilean. Musteață. Până la Chirica. Centrare în care e însă imprecisă. Iată, acum recuperează acolo un balon Chirica, a încercat o pasă către Olesia Terentiev, care primește careva indicații de la Alexei Gladun. Musteață până la Caraman și acuză ceva probleme medicale Anisia său. Are și aceasta crampe musculare și Bianca Druță din echipa adversă îi oferă un prim ajutor. Destule gesturi de fair play am văzut în această seară. Cred că va fi scoasă în afara terenului Anisia său. Iată, este ajutată și de câteva coechipiere. Însă bucuria continuă pe marginea terenului în tabăra echipei Agarista. Iată, a ajuns pe banca de rezervă pe Elisabeta Indicea, care se bucură și așteaptă și ea, cred că cu nerăbdare, să sărbătorească cel de-al cincilea trofeu din finala Cupei Moldovei. Anisia său va fi în cele din urmă scoasă în afara terenului de joc cu ajutorul staffului medical. Deja este a doua jucătoare care părăsește terenul în urma crampelor musculare. După Iuliana Colnic, iată o vedem părăsind terenul în lacrimi și pe Anisia său. Maidanskaya în spate până la Musteață. Practic toate jucătoarele de la Noroc Nimorin sunt cantonate acum în apărare. Evident sunt cu două jucătoare mai puțin și altă soluție nu au decât să se apere în puținele minute care au mai rămas din această întâlnire. Druță. Druță îi pasează până la Răilean. Șut acum a lui Eugenia Răilean. Un raport zdrobitor la capitolul șuturi pe poartă, 12-2. Iată că Alexei Gladun mai efectuează o schimbare, iese din teren numărul 10 Alina Chirica și intră Vinokurova Carolina. Musteață încearcă acum o lansare în careu pentru Alexandra Osaci, însă a intervenit acolo foarte bine Alina Brânză și va fi lovitură de la colțul terenului pentru Agarista Neninoi. Iată, efectuează și Alina Stețenco o modificare. În locul Anisiei său va juca Miron Natalia. Să urmărim însă această lovitură de colț executată de
Alexandra Osaci, bâlbâială în careul formației Noroc Nimureni, însă rămân în posesie fetele de la Agarista Neni Noi. Iurco încearcă, Iurco un șut de la distanță prea slab, însă pentru a o învinge pe Cristina Costico. Protejează acolo foarte bine balonul Veronica Suslova. Iată, am intrat, prieteni, și în ultimul minut regulamentar de joc al ultimului act în finala Cupei Moldovei la fotbal dintre Agarista și Noroc Nimureni. Da, o pasă, cred eu, prea tare, care nu mai ajunge până la ea, Camelia Gaideu. Și fetele de la Agarista construiesc un ultim atac din timpul suplimentar. Să vedem câte minute va arăta de la margine. Iată, 4 minute suplimentare indică arbitrul de rezervă. Patru minute și cu un om în minus din partea formației Noroc Nimureni, nu este exclus să mai asistăm poate la încă un gol în partea formației din Nimureni, care se apără acum cu tot efectivul. Beatrice Cabac a încercat acolo să iasă din propria jumătate de teren și obținând să în cele din urmă o aruncare de la marginea terenului de joc. Suporterii echipei din Nimureni scandează "Hai Noroc", dar deocamdată fără noroc pentru favoritele lor, care sunt învinse cu scorul de 0-4. Răilean încearcă acum o pasă către numărul 4, Carolina Vinocurova, proaspăt a intrat în joc. Iată acum pe Cabac, a încercat acum un șut de la mare distanță. Iată o nouă jucătoare de la Noroc Nimureni, are nevoie de îngrijiri medicale și acuză crampe musculare.
Da, și este scoasă în afara terenului de joc jucătoarea formației Noroc Nimorin. Eu cred că fetele din Nimorin se gândesc acum să nu caseze cel de-al cincilea gol. Pentru că nu cred că vor mai avea puterea să înscrie măcar golul de onoare în puținele minute care au mai rămas până la finalul acestei întâlniri. Degajează acest balon jucătoarele de la FC Noroc Nimorin și iată bucurie imensă, stimați prieteni, în tabăra garistei care intră pentru a cincea oară în posesia trofeului Cupei Moldovei la fotbal. Așa deci, agarista Neni Noi se impune în ultimul loc al Cupei Moldovei în fața lui Noroc Nimorin cu scorul de 4-0 și iată, declanșează în acest moment festa chiar pe teren. Eu vă mulțumesc pentru atenție. În clipele ce urmează va urma decernarea celor două finaliste. Rămâneți în continuare cu noi. Thank you.